Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta astăzi cu domnul Eduard Lădaru, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, din partea ALDE Târgu Jiu și, în egală măsură, președintele acestei formațiuni politice la nivel de Târgu Jiu. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Iată-ne aproape de finalul lui iulie, prilej pentru organizația centrală ALDE de a desemna un președinte interimar, e vorba de doamna europarlamentar Norica Nicolai, care să se ocupe de, haide să spunem, bucătăria internă a organizației județene ALDE. Cum se văd lucrurile, care au fost impresiile pe care le-ați cules de la întâlnirea pe care ați avut-o recent cu doamna europarlamentar? Bun, lucrurile sunt într-o notă bună, să spun așa. Doamna europarlamentară a venit, a condus ședința organizației de birou politic teritorial. Dian Popescu a fost prezent la ședința respectivă și lucrurile sunt, au fost foarte clare. A fost mai mult o ședință în care doamna președinte ne-a cunoscut sau ne-a revăzut, pentru că ne cunoștea pe o bună parte dintre noi, fie de la PNL, în ceea ce privește pe, mă privește pe mine, și de la PNL, și având în vedere faptul că a venit să mă susțină în campania electorală atunci când am candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, ne-a transmis foarte clar că trebuie obținut un scor cât mai mare la alegerile europarlamentare și pentru acest lucru se va afla domnia sa în următoarea perioada la conducerea organizației județene. Nu s-a făcut vorbire de alegeri, ci strict s-a făcut vorbire pe această organizare la nivel de județ Gorj pentru a aduce un scor cât mai mult la alegerile europarlamentare. Deci nota a fost una destul de pozitivă. V-au fost din nou membrilor biroului politic județean, să spunem, le-au fost cumva din nou trasate zone de care să se ocupe sau au rămas se merge se ocupe, pe vechea structură? Se merge pe vechea structură, au rămas aceleași persoane pe zonele respective, urmând ca la următoarea vizite pe care o va avea doamna Norica Nicolai să meargă și în teritoriu la organizațiile respective cu responsabilii de, cu responsabilii de zonă. Asta este ceea ce s-a întâmplat, nimic în mod deosebit, ci doar chestiuni de organizare. Am înțeles, cu siguranță organizația județeană Gorj pare doar de câștigat din ceea ce înseamnă experiența doamnei Norica Nicolai. Categoric, să nu uităm, o persoană aflată de mult timp în politică, o persoană care știe cu ce se mănâncă categoric politica, deci din acest punct de vedere nu văd decât beneficii pentru Gorj. Categoric da, categoric da. Urmează ca în perioada următoare să vedem noi detalii cu privire la viziunea domniei sale despre organizația de la Gorj și cum vor decurge lucrurile. Cum vor decurge lucrurile. Am înțeles. Da. Credeți că s-au lămurit definitiv problemele, s-au rezolvat problemele, pentru că știm că la un moment dat apăruseră mici tensiuni între fostul senator ALDE, actualmente senator independent, domnul Iriza, și Dian Popescu. Acum sau mai bine, domnul Iriza cred până la urmă că a plecat. A plecat definitiv pentru că și-a anunțat demisia în plenul Camerei Deputaților. Aha, deci, în plenul Senatului. Deci este foarte clar demisia domniei sale din partid și din grupul ALDE. Deci de este senator independent în momentul de, în momentul de față. Este alegerea domniei sale. Personal nu îl înțeleg, dar asta da, până la urmă știți prea bine că ele în politică uneori par să fie așa neclare. Da, dar politică nu se poate face independent, oricum ar fi. Politică absolut, nu se poate face decât absolut, într-un partid politic. Cel puțin în România, să pleci de la zero ca independent și să rămâi independent pe parcurs, mi se pare aproape imposibil. Da, da, sigur că da. Inclusiv o candidatură, să spunem, la nivel de Consiliu Local, să o câștigi din postura de independent, este aproape imposibil. Bineînțeles. Nu văd în Târgu Jiu, de exemplu, cum ar putea cineva să câștige independent consilier local. Exclus. Primar nu mai vorbesc. Exclus așa ceva, da. Nu are cum, pentru că în principiu trebuie mai multe voturi ca independent decât pragul de 5% pe care, care trebuie să le îndeplinească un partid listă, politic. Da. Sigur că da. Este. Sunt, deși, paradoxal, am văzut cazuri în schimb în mediul rural, acolo unde, să spunem, relația interumană este mult mai strânsă
Și unde dacă da, un sat, acolo mai sunt. Sat te votează trei sferturi, acolo da, sunt. Ai toate șansele să ieși. Foarte rare, mai un independent pe comună și oricum, la nu știu câte comune. Un singur om, știți, proverbul acela, vechea zicală, cu floare nu se face primăvara, oricât ar vrea să schimbe omul respectiv, dacă este singur și nu se pune în consens cu exact. Majoritatea din Consiliu, exact. Este egal cu zero. Și pentru că încet, încet am ajuns, iată, la Consiliul local. Avem foarte multe dileme și v-aș propune prima chestiune pe care, dacă evident puteți să ne lămuriți, știm că se vehicula acum ceva timp bine, din păcate, chiar din toamna trecută, o sumă de 2.200.000 de euro pentru finalizarea completă, sau finalizarea completă e sună aiurea, pentru ceea ce înseamnă finalizarea stadionului. Că era vorba de utilități, că era vorba de chestiuni de finisare. Recent am auzit o declarație care m-a pus pe gânduri, vehiculându-se suma de 4 milioane. Ce s-a întâmplat? S-a mai dărâmat ceva între timp, dar a mai crescut suma cu 1.800.000, 1.700.000? Nu mi-explic. Nu s-a mai dărâmat nimic între timp. Probabil noile calcule făcute pentru... Ce înseamnă terminare? Pluvială, până la urmă, că este vorba de drenajul care trebuie făcut pentru apa din ploaie, astfel încât să nu inunde parcarea subterană. Mă gândesc că aceste calcule au dus la astfel de costuri. Bun, problema nu mai este cât costă, cât nu costă, trebuie finalizat. Nu mai discutăm despre ceva de genul ăsta. Trebuia de mult finalizat. Primăria municipiului Târgu Jiu contractase un credit de 2 milioane de euro. A utilizat banii respectivi anul trecut. La sfârșitul anului, în loc să mai alocăm încă 2 milioane de euro sau restul de bani care au fost necheltuiți către aceste lucrări la stadionul municipal, pentru că să tot stai cu mâna întinsă la guvern și să spui că ești incapabil să faci nimic, să spui că, doamne, nu se poate, că guvernul nu ne dă bani, dar totuși bugetul municipiului Târgu Jiu este undeva la 35 de milioane de euro, deci nu este un buget deloc sărac, poți să faci un lucru și să spui, l-ai făcut, am investit 3, 4, 5 milioane de euro în cutare loc și nu mai sunt bani pentru altceva, pentru o investiție anul de asemenea vârgură, dar am făcut acest lucru și eu am fost mereu de această opinie. Văzând că nu se cheltuiesc acest bani, eu am și sugerat public domnul primar să ramurseze măcar creditul acela de 2 milioane de euro, pentru că nu avea sub nicio formă intenția de a direcționa banii 155 de miliarde lei vechi, n-avea nicio intenție să-i direcționeze către stadion, către, nu știu, casa de cultură, către ceva, nu știu. A rambursat creditul și am rămas fără datorii la, să spun așa, nu mai avem la furnizori, nu mai avem datorii, nu mai avem credite, dar nu am finalizat nici stadionul. Acum, sigur că este ușor, ca din punct de vedere electoral, să ne comportăm penibil, cum s-au comportat politicienii în România ultimilor 30 de ani, în sensul că, doamne, nu pot, doamne, că guvernul îi devină, că nu pot, că X îi devină, nu pot, că X îi devină. Repet, poți să faci ceva cu 35 de milioane de euro în municipiul Târgu Jiu, ceva care să se vadă. Adică poți 5 milioane de euro să-i aloci în fiecare an pentru o investiție de anvergură care într-adevăr să se vadă, nu știu, edificarea unei parcări cu 4 etaje, cumpărarea de spații pentru parcări sau parcarea subterană, cumpărări de spații pentru parcări. Eu am spus în felul următor la stadion, domne, dar nu putem să dăm drumul cel puțin la parcare, adică dacă nu s-a finalizat stadionul, asta este, că nu trebuie să tăiem panglică. Sau dacă vrea domnul primar panglică, îi punem panglică și la parcare, să taie panglica și la parcare. Dar nu trebuie mereu ci trebuie să fim utili pentru municipiul Târgu Jiu. Și atunci dacă ai putea finaliza parcarea respectivă, atunci ai dat drumul la mașini acolo și n-ai mai bloca strada care trece prin fața primăriei, pentru că n-ar mai fi nevoie să parcheze, să-și parcheze mașinile acolo angajații primăriei sau, mă rog, cine are treabă la primărie în condițiile în care găsește un loc de parcare. Și puteai să dai drumul cel puțin la parcarea respectivă, dar nu știu de ce nu se fac astfel de lucruri, pentru că la fel, mereu se merge la București pentru a obține bani pentru fostul ștrand de acolo, de lângă stadionul municipal. Dintr-o eroare, cred eu, că nu a fost prevăzut și ștrandul respectiv și n-a fost... Da, aici voiam să ajungem.
Dacă tot faci ceva în zona respectivă, nu poți să faci să dărâmi, să lași acolo relicve într-o parte și să într-o parte să ai ceva foarte frumos. Nu se poate lucrul ăsta. Trebuie avut în calcul, luat în calcul și lucrul ăla. La fel mi s-au spus că se fac demersuri la ministere. Nu că mă deranjează, că se fac demersuri la guvern. Pe mine mă deranjează faptul că într-un an de zile noi nu putem să facem absolut nimic cu bugetul pe care îl avem, adică în sensul să facem o investiție, să spunem, uite, asta e din bugetul pe anul ăsta. Și asta este o mare problemă. Nu mai vorbesc de parteneriat pe care ai putea să-l ai și cu Universitatea Constantin Brâncuș pentru ștrandul de la universitate, pentru bazinul de nod de la universitatea de acolo. Cel din Debarcader, da. Pe care la fel ai putea să faci parteneriat, dar înțeleg că și acolo s-a depus dosar de către universitate la minister. Deci nu ne concentrăm pe absolut nimic la nivel local și suntem total lipsiți de orice viziune și lipsiți de orice atitudine pentru a face. A face efectiv ceva. Am Asta înțeles. Este mare problemă. Întrebare. Pentru că problema persistă, se vede și nu văd cum s-ar putea rezolva în acest an. E vorba de finalizarea stadionului, 100%, deci complet, la cheie. Se taie pe bune orice fâșie de pânză. Nu-i zi public, că-i zi fâșie de pânză. Atunci când s-a făcut proiectul pentru stadion, chiar nu a putut nimeni din acea echipă de oameni, că a fost o echipă, din una de la Compania Națională de Investiții, alta din partea municipalității, n-a putut nimeni să prevadă și această sumă micuță în raport cu restul pentru utilități și pentru ce mai înseamnă finisaje? Din punctul meu de vedere, adică mi se pare în România, aici trebuia, este vina, din punctul meu de vedere, a proiectantului. Eu înțeleg că ție ca proiectant ți se dă ceva să faci. Dar nu poți să faci ceva nicăieri. Adică să vii să faci și să spui, bă, mie nu mi-aș cerut să și fac racordurile la canalizare sau să vă fac pluviala mai departe. Da, logica. Păi bine, mă, dar ce vrei să faci acolo? Ștrand? Noi vrem stadion, nu vrem ștrand, să plouă și să rămâi acolo să nu dreneze apa. Adică, mă, normal, tu, ca proiectant, trebuia să faci adrese către autorități, domne, dar nu vreți și asta. Și dacă autoritățile spuneau, nu vrem, domne, nu vrem decât asta, atunci făceai ca proiectant. Atunci era scuzat. Dar din punctul meu de vedere și nu se întoarce nimeni împotriva proiectanților. Și este o mare problemă, pentru că de cele mai multe ori, de fapt asta este și mare problemă, se fac proiectele strict pe calculator și nu se fac aceste deplasări la fața locului. Sigur că ulterior la calculator faci proiectele, că acolo ai formulele specifice, dar trebuie să vezi neapărat ce este la fața locului. Unde e față de nivelul jiului? Mai jos, că e mai jos față de nivelul jiului. Unde duceți pluviala? Trebuie să întrebi proiectantul, unde duceți pluviala? Păi o ducem în jiu. Păi hai să vedem cum facem să o ducem în jiu. Facem un cămin de colectare, facem niște pompe, instalăm niște pompe care să facă apa să meargă mai departe. Adică trebuie să te gândești la ceva de genul ăsta. Repet, eu nu sunt inginer, nu sunt specialist, dar nu se poate ca un proiectant să nu aibă viziune cu privire la ansamblul lucrării și să spună, bă, unde se racordează ăsta la canalizare? Sau unde se racordează la energie electrică? Nu se poate să vină să spună, mie nu mi s-a cerut. Păi, nu știai că trebuie să aibă curent stadionul? Nu știai că trebuie să aibă canalizare? Nu știai că trebuie să aibă un drenaj al apei? Adică nu poți să spui că mă gândesc eu ca jurist, dar minte tu ca și proiectant. Știți cum văd eu asta? Ca și cum astăzi mi-aș lua o mașină și constat că mă duc la pompă să alimentez, că este închisă acea gaură unde se bagă să alimentezi. Adică cel care a proiectat-o nu s-a gândit că, domnule, când se va consuma ce în ea, trebuie să fie și trebuie alimentat. Trebuie să fie și alimentat. Ceva da. În genul acesta exact. Văd eu situația cu stadionul. Exact asta se întâmplă. Nu poate să nu fie vina proiectantului și acest lucru se întâmplă pentru că nu s-a antrenat răspunderea patrimonială niciodată a proiectanților. Nu se poate să, ca proiectantul, că am mai avut, probabil și dumneavoastră ați avut acasă niște meseriași care să, nu știu, să mai pună grese o faianță și vă întreb, păi asta vreau să vă spun, și pe mine mă întrebau pe mine, păi aici cum facem? Păi nu știu că eu aș vrea așa, dar se poate din punct de vedere tehnic, adică tu trebuie în calitate de meseriaș să-mi spui cum se pune cel mai bine acolo, cum se așează, cum dă cel mai bine, că tu ai făcut, se presupune că ai făcut mult mai multe lucrări și atunci este firesc să fie mai bine cum zici tu, adică trebuie scurgerea prin pardoseală, pe deasupra pardoselii și așa mai departe, că sunt de genul ăsta. Ei, și eu mereu eram revoltat când eram întrebat cum zic să, păi nu zic eu să faci, hai să vedem cum e mai bine să facem, nu cum zic eu neapărat, că eu poate spun și în loc să am căldură, am frig în casă, pentru că ți-am spus eu să bagi nu știu câte rânduri de țev, nu? Deci nu trebuie să te iei după mine și de aceea rolul proiectantului este unul foarte important ca să-ți spună aici greșești, aici greșești, aici greșești, mult mai bine ar fi așa.
să-ți spună unde duci pluviala. Păi nu știu, păi gândește-te unde duci, că trebuie să o ducem de aici de undeva, că se va strânge foarte multă apă. Că poate eu nu știu cât apă se... jucăm fotbal, o să mergem la piscină să exact, jucăm polo. Că poate eu nu știu cât apă se va strânge, dar proiectantul trebuie să aibă o viziune de ansamblu. Bă, aici va fi... Da, ați folosit un verb interesant, trebuie. Da, trebuie, da. Deci, și mi-e greu să cred că un proiectant n-are... Adică, mi-e greu să cred, totuși. Te duci la... Poate mai mult cu cât vorbim de o chestiune de anvergură, adică da. Nu e un proiect, nu știu, camera asta să o proiectezi, e vorba de construcția sigur unui stadion. Da. Sigur că da, evident că trebuie să-l angrenezi undeva, adică el trebuie să fie funcțional într-un fel. Poți să greșești cu parcarea, tu trebuie să-mi spui greșești aici cu parcarea, nu e bine cu ieșirile astea două. Este firesc că tu trebuie să știi lucrurile acestea când și nu eu, ca administrație. Că sigur că da, ca administrație. Așa este, ce mi se pare de-a dreptul supărător, bine, pe undeva sunt coroborate chestiunile și cu echipa de fotbal care săraca a ajuns, nu știu unde a ajuns, pe linie sportivă a rămas, s-a înscris în eșalonul 1-2, vom vedea așa cum ce va fi. Mi se pare supărător că această construcție trebuia deja finalizată de mult timp. Am fost mințiți atât de vechea administrație a primăriei, acum suntem, ni se spune în fiecare zi, poimine, răspăimine, pentru că nu putem să influențăm deciziile care se iau la nivel de guvern al României, dar tocmai pentru că nu putem influența acea decizie, hai să luăm aici în plan local. Luăm o decizie în plan local pe bugetul municipiului Târgu Jiu, asta spun. Sigur că e posibil să apară diferite probleme. Acum au apărut inundații în România. E posibil ca parte din banii respectiv să fie direcționați către inundații, pentru că ar fi și firesc lucrul ăsta. Și eu dacă aș fi acolo prim-ministru, m-aș gândi, bă, dar las că mai așteaptă stadioanele. Totuși, oamenii... Da, dar inundațiile sunt de 1.5. De când ni s-a promis că se va bea șampanie aici de acord și cu asta, de acord și cu asta. Au trecut luni. Da, sunt de acord și cu asta. Dar poate că și jocul domnului primar de a se duce ba într-o parte, ba în alta, de a promite și într-o parte și în alta că pleacă ba la un partid, ba la altul, poate că și asta contează. Și altfel apreciază un ministru, un prim-ministru, atitudinea ta când ești un om serios și spui, nu plec domnule la niciun partid, rămân la partidul meu, și altfel te apreciază când ești un om de du-te vino, de poate o să trec, poate nu o să trec, poate vă promit, bineînțeles, ce asta? Nu obții nimic cu asta. Și credeți-mă că am văzut de-a lungul vieții, mult mai bine eu când am fost consilier la deputatul, la cabinetul deputatului Paveliu, membru în Partidul Național Liberal, a plecat cu gruparea Stolojan, domnul deputat Paveliu, la PLD, se formase PLD-ul. Da, da. Și m-a întrebat, Edi, ce faci, vrei să vii sau vrei să rămâi la PNL? Eu am spus că vreau să rămân la PNL. Nu s-a întâmplat să mă dea afară de la cabinet, dar se putea și întâmpla lucrul ăsta. Dar am preferat să rămân în Partidul Național Liberal. Și apreciam mult mai mult lucrul ăsta decât să-i spun, da, o să vin, dar stai că semnez adeziunea peste o săptămână, peste două săptămâni, peste trei săptămâni. Mult mai mult sunt apreciați astfel de oameni decât de oameni care spun că stai că s-ar putea să vin, da, o să vin și promit și lui X și lui Y că o să te duci. Poate și jocul acesta, deși n-ar trebui să influențeze, dar sunt oameni și peste tot, și în guvernul României. Vă reamintesc că politica post-decembristă s-a făcut preponderent pe aceste jocuri de gleznă în România, din păcate. Da, de acord cu asta, de acord și cu asta, dar s-ar părea că s-au mai schimbat unele lucruri. Sperăm să se mai schimbe. Cu trecerea timpului, poate și oamenii s-au săturat de persoane care, chiar dacă ocupă funcțiile de primar și cred că se învârte lumea în jurul lor, nu se învârte lumea în jurul lor. Politica se face la nivel de partid politic și nu și se învârte nivel jur, macro. Bineînțeles, nu se învârte lumea în jurul primarului municipiului Târgu Jiu. Să fim serioși că la ultimele alegeri au fost la alegeri parțiale 24.000 de voturi valabile exprimate. Deci la nivel macro practic, la nivel de voturi, municipiul Târgu Jiu nici nu prea nu prea contează. Sigur, strig la ce a fost în piață. Da. Sigur că da. Așa deci asta este ideea. Deci nu orice localitate este miezul. Nu, e Clujul pentru că în primul rând are 300.000 de locuitori. Când spunem Cluj deja parcă vorbim de da, dar are o emulație, are 300.000 da, de locuitori. Da, deci asta spun, nu se cramponează nimeni de localități mici așa cum este municipiul, că este o localitate mică, în angrenajul mare, repet, Clujul nu este. Că, și prin Cluj, spre deosebire de municipiul Târgu Jiu, care nu este un centru economic, social, cultural pentru tot județul Gorj, Cluj-Napoca, este un centru pentru județul Cluj.
Că și noi, așa, dacă am fi și Târgu Jiu... Timiș. Ei, asta este. Și Târgu Jiu, dacă ar fi, dar nu văd în viitor apropiat, pentru că nimeni n-are viziunea asta, că municipiul Târgu Jiu, într-adevăr, trebuie să fie centru economic, cultural, social pentru județul Gorj, și atâta timp când nu ne comportăm ca o capitală de județ, ca o reședință de județ, niciodată nu o să avem valoarea care ar trebui să o avem. Chit că suntem orașul lui Brâncuș, chit că și suntem... cam atât. Da. Și are Caterine Teodorău și așa mai departe. Din păcate. V-aș propune două subiecte. Haideți să le luăm pe rând. Primul pare să se revină iarăși la o himeră, din punctul meu de vedere, modernizarea căii eroilor. După ce am auzit niște povești foarte frumoase, în care vedeam alei pavate futuristice, mai lipseau niște nave spațiale și era totul foarte ok, iată că s-ar fi semnat pentru o părticică infimă, ce-i drept, din bani. E pe bune acel proiect până la urmă? Este. Va veni? Când vom avea ceea ce am văzut în poze? Este pe bune. Nu știu cât va trece până vom avea ceea ce 10 am ani? Văzut în poze. Pentru că dacă noi nu vom înțelege că trebuie să alocăm de la bugetul local bani, nu vom avea foarte repede. Pentru că nimeni nu te ajută așa cum te ajuți tu. Dacă absolut, tu nu te-a pus, în orice domeniu. Da, dacă tu te iei după... ca și în familie. Dacă spune taică tocmai că îți faci o casă, niciodată nu îți va face dacă tu nu te apuci de ea. Dacă te apuci de ea, poate vin și ei să te ajute. Dar tu, dacă nu te apuci de lucrul ăla, efectiv, să vadă că vrei tu să faci lucrul ăla... Adică să-ți vadă inițiativa. Să-ți vadă inițiativa, nu te apucă. Așa te duci peste ei. Dom'le, mai băgai 2 milioane de euro, mă lăsați cu banii ăștia cheltuiți, hai mă să-i mai dăm și noi. Așa se întâmplă și la nivel de guvern. Dar dacă noi așteptăm în permanență să ni se dea bani de la guvern, nu ni se vor da bani, indiferent de guvernare. Că se schimbă PSD-ALDE, că vine PNL-USR sau cine o mai veni, indiferent de guvernare, nu o să-ți dea bani. Poate să vină PNL-ul, care este unde Marcel Romanescu este membru, nu-i vor da bani. Pentru că, să ne înțelegem, trebuie să ai un rol foarte important politic, de influență politică, astfel încât să ți se dea în guvernul României, astfel încât să ți se dea bani. Și vorbesc la modul cel mai serios, că vedeți, multă lume dă vina pe clasa politică, dar și spune de, sau îi vezi pe mulți primari, inclusiv pe Marcel Romanescu, eu mă ocup de administrație, nu fac politică. Greșit, greșeală uriașă. Funcția politică îți dă posibilitatea să faci administrația așa cum trebuie. Ne uităm la Bolojan, ne uităm la Boc, care la Boc, în funcție de influența politică pe care au avut-o în partidele pe care le-au avut, în partidele în care au fost, au reușit să facă acolo ce au făcut. Haideți să nu la Hava, la Alba Iulia, la fel tot din Partidul Național, tot pe guvernarea, tot pe guvernările lor, dar pentru că au fost cu adevărat influență în partidele lor politice. Este foarte important lucrul ăsta. Degeaba spunem noi că politica, peste tot în lume se conduce politic. Peste tot în lume se conduce politic. Deciziile se ia la nivel politic, nu altfel. Păi și atunci vine eu și vă întreb, când Gorjul a avut inclusiv un premier, de ce cei de aici, politicienii locali, nu s-au zbătut să aducă bani în Gorj? Că e o întrebare firească. S-au zbătut să aducă bani. Acum, eu ce presupun, eu cred că de fapt Victor Ponta s-a cam răzbunat pe municipiul Târgu Jiu și pe electoratul din municipiul Târgu Jiu, pentru că, vedeți dumneavoastră, și electoratul din municipiul Târgu Jiu s-a comportat la vot, s-a comportat în felul următor. În loc să ajungă Victor Ponta deputat, știam, era prim-ministru în funcție, și în loc să ajungă deputat fără probleme, a ajuns deputat cu 50%. Și municipiul Târgu Jiu, bună parte din electorat, a ales să-l voteze pe Dan Diaconescu, 30%. Și eu cred că în mod greșit Victor Ponta s-a răzbunat pe electorat, pentru că și electoratul ulterior a ajuns să se răzbune, să spun așa, pe el, și se va răzbuna și electoratul pe el. Dar eu asta cred că a fost problema. Și într-adevăr este cam absurd când tu ai prim-ministru din municipiul Târgu Jiu, de fapt, să votezi cu un individ care... total sec, total neimplicat. Bine, care, care făcea respectiv emisiuni, hai să jucăm la loto, hai să strângem bani să facem chetă cu o gică. La momentul respectiv a prins această... Păi este absurd, cu coafura poporului, cu spălătoria poporului, deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu critic electoratul. Astăzi, electoratul are întotdeauna și dreptate, dar... Sunt oameni care ar crede în Dan Diaconescu. Electoratul are întotdeauna dreptate, dar
Vedeți, lucruri de genul ăsta, de a vota cu afiura poporului și spălătoria poporului și pe o gică și pe nu știu cine și pe nu știu ce. Și 50.000 de euro pentru, sau 20.000 pentru fiecare român care vine acasă. Exact. Este, sunt, aceste lucruri sunt aberante. Nu pot să votez efectiv așa ceva. Adică, sigur, se poate vota. Până la urmă, votul este al fiecărui elector în parte. Și eu cred că aici Victor Ponta a simțit nevoia să se răzbune ulterior după ce a ajuns prim-ministru. Dar a greșit. Pentru că ne uităm la Cluj, deși PSD ALDE a câștigat covârșitori, inclusiv la alegerile locale, cam peste tot, mai ales PSD-ul, da? Totuși la Cluj oamenii l-au votat pe Emil Boc. De ce oare? Pentru că a simțit nevoia când a fost prim-ministru să-și ajute orașul, da, să-și ajute județul. Da, legătura cu județul, în primul rând. Să-și ajute foarte, foarte mult orașul și județul cu foarte, foarte mulți bani. Aici cred că Victor Ponta a greșit, dar v-am spus de ce, pentru că cred eu, nu știu exact, da, oricum, ce și cum, nu știu exact ce și cum. Cel mai bine. El știe dar cel mai bine. Și sigur voi avea ocazia în această dar toamnă. Este absurd să nu votez pe Victor Ponta. Era absurd să nu-l votez pe Victor Ponta în calitate de prim-ministru și să-l votez pe Dan Iaconescu. Nici măcar n-a votat Partidul Național PDL-ul sau PNL-ul. Deci au votat n-au votat pe PDD-ul. N-au votat, au votat pe PDD-ul, că dacă, să zicem, dacă nu votai PSD-ul, atunci votez PNL-ul. Dar ei n-au votat pe PNL-ul. PDL-ul nu l-au votat pentru că au făcut jaful ăla în țară pe care l-au făcut. Deci n-au votat, au votat pe PDD-ul. L-au votat pe Dan Iaconescu în detrimentul lui Victor Ponta. Vom vedea ce se va întâmpla. Da. Mai avem circa 10 minute și aș dori să trecem la un subiect care deranjează foarte mult acum, când s-a dat și un verdict în acest proces. E vorba de cazul, pentru că deja este un caz, clubului Pandurii, care a intentat un proces, se pare că a și câștigat la primul termen, la prima instanță, așa, obligând cumva asociații, cei care până mai ieri făceau și dregeau în structura clubului sau cu clubul în sine, să achită o sumă ce ar aduce oarecum cât de cât aproape de linia de plutire, pentru că suma, datoria totală este mult mai mare decât aceasta, dar ar fi o primă gură de oxigen, să-i spunem, pentru club. Cum vedeți această situație? Și foarte interesantă declarația primarului în exercițiu, care a spus că nu vede de ce să dea municipalitatea acești bani, ci cei responsabili cumva să fie trași la răspundere. Păi, cei responsabili care ce? Care au votat să aloce sumele de bani respective? Pentru că și domnul primar a fost consilier local când a votat să aloce anumite sume de bani. Adică responsabili să ce? Responsabili cu ce? Până la urmă, instanța, din punctul meu de vedere, instanța de fond, a făcut o eroare juridică în ceea ce privește Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu, deși s-a invocat în cadrul procesului excepția lipsei calității procesuale a Consiliului Local, în sensul că, în conformitate cu legea administrației publice locale, chiar dacă noi putem să înființăm astfel de ONG-uri, chiar dacă, adică Consiliul Local, da, autoritatea Consiliului Local, nu putem să stăm în instanță decât pentru a emite sau adopta hotărâri de Consiliul Local sau a ne fi anulate hotărârile de Consiliul Local emise de către noi. Cel care are personalitatea juridică este Unitatea Administrativ Teritorială, UATU. Adică primarul. Unitatea Administrativă Teritorială reprezentată prin primar. Și atunci tu nu poți să obligi Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu să dea o sumă de bani în condițiile Consiliului Local, în care Consiliul Local nu este ordonator de credite și nu poate să dispună de sume de bani. Cel mult tu poți să emiți o hotărâre, instanța de judecată poate emite o hotărâre prin care să oblige Consiliul Local să adopte o hotărâre de alocare a fondurilor respective. Dar având în vedere că este vorba de fonduri și că s-ar putea să nu fie găsite astfel de fonduri la nivelul alocate în mod special pe bugetul prevăzut de către primarul, proiectat de către primarul municipiului Târgu Jiu, s-ar putea să fie nevoie ca primarul să facă un astfel de proiect de hotărâre. Dacă e vorba de un împrumut, dacă e vorba de o rectificare bugetară, atunci primarul este cel care face un astfel de proiect de hotărâre de Consiliul Local. Și de asta spun, instanța nici nu s-a pronunțat în dispozitiv pe această excepție a lipsei calității procesuale pasive. Din punctul meu de vedere, această excepție trebuie admisă și cred că va fi admisă la Curtea de Apel Craiova.
Deci s-a contestat. În ceea ce privește, da, urma, nu, așteptăm redactarea hotărârii și apoi urmează se va contesta. Apelul pe care îl vom formula. Deci asta este problema cu privire la Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu. În ceea ce privește Consiliul Județean, acesta avea, are calitate procesuală, pentru că el este persoana juridică, nu este ca la noi, avem primar, Consiliul Local, primar ca autoritate executivă, Consiliul Local, autoritate deliberativă și ai UAT-ul, Unitatea Administrativ Teritorială, cu persoană juridică. Nu, de fapt, persoana juridică are personalitate juridică, Consiliul Județean. În ceea ce privește, la fel aștept să văd motivarea instanței repet pe asta nici nu s-a pronunțat pentru că nu apare în dispozitiv. Aștept să văd considerent, să vedem motivarea instanței, că s-ar putea ca în considerente să facă vreo trimitere. Dar atunci trebuie oricum făcută completare dispozitiv să se pronunțe strict cu privire la această excepție. În ceea ce privește, până la urmă, la fel dispozitivul hotărârii, la fel aștept să văd motivarea de ce au fost obligați toți, cu excepția societății Artego S.A. Cam care ar fi că rațiunea. Între timp din acționariat? Între timp când? Acum jumate de an sau 8 luni. Păi acum jumate de an, nu când a aprobat că dă banii respectivi. Deci ce nu este, drept? Da. Deci sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Așteptăm motivarea, vedem cum se va motiva judecătorul de caz și ulterior va fi motivat și apelul la Curtea de Apel Craiova. O chestiune foarte, foarte importantă, hotărârea nu este executorie, că corect, se lansează pe piață zvonul că este executorie. Asta știm că nu este. Și chiar am întrebat, dar conform cărui temei de drept este executorie, când am fost întrebat de un reporter, că personal nu știam. Adică o fi fost un text de lege special pe care eu să nu-l cunosc. Mm-hmm. E posibil că sunt texte de lege pe care nu le cunoaștem nici noi, chiar dacă suntem avocați, chiar dacă sunt procurori, chiar dacă judecători, dar n-a putut nimeni să-mi dea un astfel de temei de drept. M-am consultat cu mai mulți colegi de-ai mei și nu este executorie această hotărâre. Da. Interesant ce se va întâmpla. Cum stau lucrurile cu noul CSM, noul, vechiul, actualul, nu știu cum să-l numim acest club sportiv municipal. Nu am îngropat încă pandurii sportiv, care se zbate, da, și facem un CSM. Nu e aia problema că facem un club sportiv municipal. Că nu, pentru oricum echipele care sunt formate în clubul sportiv municipal nu pot juca în ligi profesioniste de fotbal. Asta înseamnă inclusiv în Liga 2, Liga 1 de fotbal. Deci nu e vorba de asta că formăm clubul sportiv municipal. Clubul sportiv municipal trebuie format, din punctul meu de vedere, trebuia format de mult timp, dar domnul primar s-a tot opus și se opune în continuare, pentru că din cauza domniei sale nu a fost scos la concurs postul de director, nu s-a întâmplat absolut nimic în clubul sportiv municipal. Era pentru a încuraja activitatea sportivă în municipiul Târgu Jiu. Părinții să aibă unde să-și trimită copiii și să nu-i trimită în mediul privat unde trebuie să plătească bani. Înțeleg. Doi, s-au prevăzut în clubul sportiv municipal și alte ramuri de sport, că am văzut peste tot. Toți ne raportăm la fotbal, handbal, basket, atletism. Este greșit, pentru că unii părinți poate vor să-și dea copilul la scrimă. Sigur că nu avem infrastructura necesară, dar pot să realizez această infrastructură. Nu, box, orice altceva. Natație. Sigur că nu avem infrastructura necesară, din păcate, dar poate cu timpul ne gândim să facem și lucrul acesta. Tir sportiv, la fel, nu avem infrastructura necesară, dar poate cu timpul vom face și acest lucru. Pentru că este firesc ca tu, municipalitate, să te gândești că poate unii copii sau unii părinți vor să-și trimită copiii la cu totul alte sporturi decât există. Și atunci le finanțezi de la bugetul local, că poate dacă un privat ar veni să înființeze, n-ar scoate profit. Ori pentru mine, ca municipiu, municipalitate, pentru mine, Consiliul Local, profitul nu este acela în bani. Profitul este ca toți copiii să poată practica sport. Corect. Nu e să mă uit la bani efectiv și să ajung la un profit efectiv financiar. Profitul este sănătatea celor care practică sportul. Profitul este faptul că nu mai stau în fața calculatoarelor non-stop și sunt atrași de ramuri sportive. Deci este cu totul altceva. Un profit al societății. Nu este un profit cuantificabil în bani. Este blocat deocamdată tot din cauza domnului primar și așteptăm să vedem ce decizie va mai lua domnul primar. Nu avem un director interimar. Nu există niciun director interimar. A fost din nou o fumigenă aruncată pe piață de domnul primar. Nu înțeleg această atitudine a domniei sale. Sub nicio formă nu înțeleg această atitudine a domniei sale.
Nu știm dacă Clubul Pandurii, și aici nu este vorba de echipa de fotbal, nu știm dacă Clubul Pandurii va trece de municipalitate cu tot cu patrimoniu. Deocamdată este un proiect de memorandum. Vedem foarte bine că sunt multe alte probleme mult mai importante la nivel de guvern al României și la nivel de parlament al României, astfel încât să credem că își face cineva efectiv timp să trecem cluburile la municipalități sau la consiliile județene și așa mai departe. Din nou, ne bazăm pe ce ar urma să facă administrația publică centrală și așteptăm că nu știm ce ar putea să facă ăia. Păi decât să așteptăm, mai bine acționăm. Și în condițiile în care ăia o să spună ceva, vedem cum facem fuziunea între cluburile respective. Înțeleg. Circa o minut și jumătate, două până la final. Ultima întrebare. Cine sau din banii cui este construit actualul teren sintetic? Nu știu, n-am idee din banii cui este construit actualul... Că e o nebunie în spațiu public. Din banii actualul cui... teren sintetic, nu știu. Acest lucru, știu că este un contract de comodat cu echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Nu am fost informat, nu am primit informări cu privire la acest lucru, dar nu este pentru prima dată că nu primim informări din partea domnului primar. Că mă gândesc că domnia sa trebuie să știe, adică nu ne trezim că pentru se construiește... Acolo se lucrează de zor. Da, am văzut și eu se lucrează. Și știți cum e, nu vin banii de nicăieri de sus. Cineva trebuie să bage ca să se poată construi, că e în logica... Exact. Bunei funcționare a economiei de piață. Exact. Cred că domnul primar este dator cu o explicație să ne spună exact ce se întâmplă în respectivul loc. Am văzut că atunci când e de trimis domnul Rotaru pe undeva, îl trimite. Și atunci bănuiesc că tot de patrimoniu ține și acel obiectiv și domnul Rotaru va da bir cu fugiție. Acolo mă așteptam deja să dea bir cu fugiție, să ducă o hârtie ceva și să stabilească care este problema acolo sau, dacă nu e nicio problemă, să stabilească ce și cum se întâmplă. Da, sperăm să-l prindem la o emisiune pe domnul Rotaru pentru a ne lămuri și pe noi privitor la acest aspect. E un subiect delicat, e un subiect asupra căruia nimeni nu se pronunță oficial. Uite, domnule, asta este păi, problema, asta de aici problemă, avem banii, da. Asta facem. Dacă... Vedem ce se face, dar nu știm cine, ce și cum. Eu sper că nu se face pe banii municipalității, pentru că nu văd cum s-ar putea face pe banii municipalității de vreme ce nu există hotărâre de Consiliul Local în sensul ăsta. Da, interesant subiect, rămâne în discuție, poate reușim să-l lămurim între timp și poate-l și dezbatem. Până atunci însă ne vedem nevoiți să punem punct aici emisiunii de astăzi. Vă mulțumim pentru prezență, știm că fugiți la o ședință importantă. Da. Încă o dată mulțumim și o zi cât mai plăcută. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră o zi cât mai plăcută. La revedere!